Salutare, prieteni, și bine ați venit la un nou video cu Eyes. În acest video o să încerc să termin jocul, ca de obicei, dificultatea hard. Și o să vă explic două chestii care o să vă ajute să câștigați jocul. Sau, așa sper. Nu sunt trucuri, sunt două erori de joc. Nu le-am descoperit eu și le mulțumesc foarte mult celor care mi le-au spus. Și cam atât, hai să-i dăm drumul. A, da, era să uit. Paște fericit. Bun, înainte să începem, vreau să vă spun că dacă nu atingeți scara și nu adunați niciun ochi sau sac, fantoma nu o să pornească în căutarea voastră. Nu știu de ce, probabil ăsta e impulsul de care are nevoie, să miști ceva care nu e la locul lui sau să atingi scara. Și dacă avem noroc... Stai puțin, iar nu e cheia aici. Nu mai să caut cheia. Nu, se pare că nu e aici. Bun, dacă avem noroc, o să fie la subsol și o să vă demonstrez chestia asta. Da, ăla era primul truc. Sar prin geam, ca să ajung la subsol. Da, uite-o. Deci, practic, nu face nimic. Așteaptă să... aduni un sac sau ceva. Ia să vedem. Merge mai mare luminositatea? Nu, degeaba. Am luat unul. Interesant. Stai, nu pleacă. Păi atunci să folosesc ochiul. Da. Asta e chestia. Când folosești ochiul, pleacă. Și după ce atingi scările. Păi bun. Asta a fost doar ca să vă arăt. Hai să pornim în căutarea sacilor. Pe bune, de data asta. Aici doar unul. Bine. Ia să vedem. Sper ca de data asta să fie aici cheia. Că vreau să ajung la subsol să vă mai arăt încă o chestie. Cum să scăpați neobservați. Ia. Nu merge tot timpul, însă dacă reușești să găsești poziția ideală în care să-l pui acolo, sub scară, o să treacă pe lângă tine fără să te observe. De cel mai multe ori. 5-6. Hai și cheia. Nu e cheia. Fii rar. Păi totuși, hai să vă arăt asta. În cazul în care e la subsol, o luăm pe scurtătură. Haide. Așa. Oh, firar. Asta nu-i bine. Am căzut exact unde nu trebuie. Hai să văd că poate totuși reușesc să ajung. Haide, 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 haide. Stai aici. V-am spus, nu merge tot timpul. Uneori apare să fugi, alteori nu apare. Da, nu mă las până nu vă arăt chestia asta. Nu știu, încă nu am învățat cum să-l pun perfect să stea acolo. Nu merge nici mie mereu. Hai că văd că e prin preajmă. Ia să vedem. Da, e aici. Te frate, ce are de nu merge? Mă enervează. L-am încercat și a mers. Încă o dată. Nu l-am pus eu bine. Nu știu, pe movila asta cred să între, nu știu. Oh, așa e bine. Dar acum unde e? Ah, hai că vine acum. Uite așa, știu că aici trebuie să stea. Hai mă. Na, acum nu mai vine. Haide. Chiar nu vine să cred. Când vrei să vină, nu vine. Și când nu vrei, nu scap de ea. Da, uite.
Of. Nu mă las până nu vă arăt chestia asta și după încerc să-l și termin. Ia să văd acum unde e. Tot la etaj. Ați văzut? A trecut pe lângă mine. Bine, ați auzit-o, de fapt. Păi cam asta e. Dacă mă prinde, asta e. Nu mai contează. Ați văzut că merge chestia. Încercați să-l împingeți cât mai în colț acolo. Să-l faceți mic acolo în colț și s-ar putea să scăpați. Numai să nu vă apară textul cu fugi, că atunci e șansa de 90% să te prindă. Bun, acum hai să încercăm să terminăm jocul ăsta. Și o să continui această serie atâta timp cât îmi cereți videoclipuri. Deci dacă mai vreți, simțiți-vă liber să lăsați cereri în comentarii. Îmi spuneți dacă mai vreți. Poate mai descoperiți alte trucuri pe care eu nu le știu și o să le arăt aici. Și din nou, nu am cheia. Mă, n-am noroc deloc. Unde e, mă, cheia aia? Niciodată nu e unde trebuie. Bine. Nu chiar niciodată, de multe ori lipsește. Hai că e la subsol. E la subsol. Unde-s, mă? Deci, dacă nu o găsesc nici aici. Stai, acolo e gol, firar. Trebuie întâi combinația. Bă, tare împrășteat sunt în nivelul ăsta. Așa. Și cheia trebuie să fie, uite, aici. Aia e. Nimic aici. Unul aici. Stai, de aici am luat doar 2. Mai trebuie încă 10. 9 din 30. Bun. Îmi baie într-o ultima dată. 11. Ia să vedem aici cât de mult sunt. 12, 13, 14, 15. Bun. Încă 3. Unul sau doi trebuie să fie sus. Dacă am noroc, poate chiar toți 3. No, doar unul. După ceilalți doi trebuie să mă întorc. Sunt în baie, cu siguranță. Nu știu, totuși, nu înțeleg ce vrea să semnifice tabloul ăsta. Și nu pot să mă uit la el, că nu mă las. A ajuns la parter, se întoarce. Nu cred că ar trebui să merg pe aici, însă... Hai. Nu, 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 nu. Ah, nu-i bine. Nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Am intrat exact când nu trebuie. Încerc să țin lumina departe de ușă, poate. Poate și asta o afectează. Păi bun, hai, hai, hai. Am timp, am timp. Stai aici, stai aici, nu te uita. A trecut pericolul. Da. A trecut, s-a dus sus. Hai să strâng și ultimii saci. Poate câștig. Ah. Repede am mai ajuns jos. Și noi... Hai, aparent poți să intri și în caz printre chestiile astea. Bine totuși că poți să ieși. Cum mă blocasem eu acum. Și mai e unul aici, 20, încă 10. Și aia sunt împrășteați pe aici pe undeva.
21, 22. Unde e, mă? Niciunul aici. Stai, niciunul aici? Ce n-ai? Doar 1. Și unde găsesc eu 7? Unde găsesc eu 7? Încă 5. Încă 4. 3. 2. 1. 0. Perfect. Acum trebuie doar să mai ajung la parter. Ceea ce s-ar putea să fie ușor. Că a plecat sus. Gata, aia e. Am terminat și jocul, v-am arătat și cele două trucuri. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți, spuneți-mi. Și ne vedem în episodul următor. La revedere. Bine, nu în episodul următor, în videoclipul următor. Episodul următor voi face doar dacă vreți. La revedere.